Pentru directorul teatrului Mihai Eminescu din Chișinău, Petru Hadârcă, Uniunea Europeană înseamnă o lume civilizată în care trebuie să fie și Republica Moldova. Așa a răspuns maestrul la întrebarea de ce să fiu european, care este și genericul campaniei TVR Moldova cu prilejul Zilei Europei. Teatrul are nevoie de pace și de libertate în creație. De aceea considerăm că noi, actorii Teatrului Național, vrem să trăim într-un spațiu european. Nu avem nevoie de un spațiu pe care ne-l impune Kremlinul. Haideți să vedem ce înseamnă ceea ce vine de la Moscova. Violența, agresiunii, modelul de la de dincolo de Nistru, acum în Ucraina. Dacă răsfoim paginile trecutului, pentru românii din Basarabia, asta înseamnă foametea organizată în 46-47, când au murit peste 400 de mii de români basarabeni. Asta înseamnă gulagul, Siberia. De aceea considerăm imperios necesar aderarea la Uniunea Europeană, pentru că asta înseamnă siguranță în democrație, în libertate și în prosperitate. Cred că noi care vorbim o limbă europeană, locul nostru este alături de lumea civilizată, alături de lumea europeană, alături de frații noștri, de România Mare.